Ediția din acest an a Festivalului Iilor de la Cezien va fi una specială. Ministerul Culturii a decis să susțină această manifestare culturală ce scoate la suprafață esența portului popular, incluzând-o în cadrul manifestărilor dedicate centenarului. Astăzi dăm startul la 34-a ediție a sărbătoarei Ieri, o sărbătoare în mare tradiție, tocmai din acest motiv ne-am oferit sprijinul pentru a transforma această sărbătoare într-una națională, fiind anul centenarului și sărbătorind 100 de ani de la Marea Unire. Anul acesta avem alături de noi și Ministerul Culturii, care a alocat o sumă importantă. Istoria acestui festival unic în țară este veche și își are rădăcinile în trecutul îndepărtat, scris în inimile localnicilor de Principesa Brâncoveanu. Mai întâi a fost un ansamblu de călușari care a impresionat Londra, iar mai apoi încercările de a organiza Hora Satului. Sărbătoarea noastră a fost începută în anul 1974 de Codor Donacu, atunci președinte al Chateaului Cezieni. A fost un om de suflet, un om care și-a dedicat toată viața activității în comuna natală. În 1974 s-au pus bazele a ceea ce numim astăzi Festivalul Iilor de la Cezieni. Totul a început cu Hora Satului și cu o femeie care și-a scos din lada de zestre cămașa de port popular primită de la părinți. O fată din Cezieni, Gicana Antonina se numește, s-a îmbrăcat în portul nostru popular, au început să o bârfească mai ales tineretul, dar cine s-a alăturat ei a fost sătencele din comuna Cezieni. În anul acesta, parcă printr-o minune, s-au deschis dărzile de zestre ale femeilor din Cezieni. De la începutul timid al purtării iilor la ceea ce se întâmplă astăzi la Cezieni a fost multă muncă depusă de cei care știu ce înseamnă cămașa populară pentru identitatea noastră națională. S-au colindat casele, s-a scos din ele cele mai frumoase ii și cel mai important le-a fost insuflată femeilor din sat dragostea pentru cămașa populară să o poarte și să o facă. Pe parcurs am reușit să facem rost de vânză de casă și femeile au început să lucreze. Anul acesta, în cadrul festivalului, vor avea loc expoziții de ii și costume populare autentice, simpozionul tematic România 100 de ani de la Marea Unire. Ia, document incontestabil al identității naționale și perenității poporului român, o șezătoare, un târg al meșteșugurilor populare, o paradă națională a portului popular, Hora Iilor, festivitate de premiere. Ediția din acest an a festivalului de la Cezieni a fost inclusă în cadrul manifestărilor culturale derulate în anul european al patrimoniului cultural.